Deși mai sunt 3 săptămâni până la data alegerilor, concurenții care se vor în fotoliile de deputat raportează cheltuieli de milioane. Lider în top este blocul electoral Renato Usatăi cu peste 5 milioane de lei, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 2 milioane și blocul comuniștilor și socialiștilor cu peste 1 milion. La coada clasamentului este partidul condus de generalul Alexei cu puțin peste 5.000 de lei, în timp ce Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejdea susține că nu va folosi niciun leu pentru agitație. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală în perioada 21 mai 11 iunie, concurenții înregistrați au reușit să cheltuie milioane de lei în lupta pentru un fotoliu de deputat. Astfel, lider în top este blocul condus de Renato Usatăi, care a reușit să achite deja peste 5 milioane de lei pentru promovare. Acesta este urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate cu 2.300.000 de lei utilizați și blocul comuniștilor și socialiștilor, care a scos din buzunare mai mult de 1 milion pentru campanie. Partidul Șor a cheltuit 970.000 de lei, iar Democrații puțin peste 700.000. În mare parte, banii au fost folosiți pentru publicitate la TV, radio, internet și presa scrisă. De asemenea, s-au dat milioane pentru postere, stegulețe, tricouri, chipiuri, pixuri, panouri publicitare stradale sau mobile. Cheltuieli pentru campania electorală au raportat și alte partide, însă mult mai modeste. De exemplu, Platforma DA declară aproape 500.000 de lei, iar Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, circa 400.000 de lei. Pe cei din partidul condus de fostul premier Ion Chicu, publicitatea i-a costat peste 250.000 de lei, iar pe cei din PUN aproape 80.000. Partidul Puterea Oamenilor, Pace, Democrația Acasă și Partidul Legii și Dreptății au raportat între aproape 6 și 45.000 de lei. Reprezentanții Mișcării Profesioniștilor Speranța Nadejdea au anunțat că nu vor folosi niciun leu pentru agitație, iar celelalte partide nu au prezentat deocamdată rapoartele financiare. Comisia Electorală Centrală a decis că suma maximă pe care o poate cheltui fiecare concurent în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie este de aproape 21.000.000 de lei.